Bună dimineața! O să spuneți că am înnebunit cu multitudinea asta de pepeni, dar așa este când te duci însetat la supermarket. Tare aș lua pepeni din piață, dar eu sunt una singură și știți foarte bine că un pepene, dacă îl desfaci, îl poți mânca într-o zi, în două, cel mult, că după aceea nu mai are nici savoare, nici nimic. La arunci. Și doi, în piață sunt pepeni grei, mari, de 10 kg. Eu nu pot să car atât de mult. Și atunci, ieri m-am dus în market, venit foarte târziu, foarte supărată. Dacă vreți să aflați și despre supărările mele, nicio problemă, că am destule, știți? Adică să nu vă imaginați că dacă eu sunt tonică și fac poante, sunt scutită de tot felul de necazuri. Uneori sunt bubă. Și bubă fiind și însetată pe la ora 5 după o zi de stat în caniculă, am intrat în market, răcoare, și am luat întâi un pepene mic, după aceea mi-am făcut cu ochiul și ăsta, l-al păreau toți proaspăt, zic, hai, astăzi este, pentru mine este sâmbătă și este zi liberă. Și am zis, o să fac o cură de pepeni. Și mi-am adus aminte de o experiență de-a mea mai veche. Întâi vreau să vă prezint ustensila mea de feliat pepeni. Am descoperit-o anul trecut și este grozavă, pentru că tot timpul aveam probleme la felia de pepene. Știți, asta dă pepenele fără coajă, fără nimic. O să vă arăt pe un pepene cum funcționează. Funcționează foarte fain. Da, să nu întrerup șirul. Șirul fiind la o zi cu caniculă, cu tracasare, cu oameni, nu știu, fără scrupule i-aș numi, că sunt și din ăștia printre noi și trăim printre ei și uite așa ne dăm seama. Și v-am spus, dacă vreți să aflați și de pățăniile mele cu tot felul de mizerii pe care le văd în viața mea, o să vi le spun și pe alea. Important este să nu te lași foarte mult afectat de aceste mizerii pe care le vezi, adică să nu te încarci cu ele, le lași să mai treacă pe lângă, pentru că să vă spun un mare secret. Uite, nu schimbăm noi lumea, ci lumea poate să ne schimbe pe noi dacă noi o lăsăm. Și uneori e bine să lăsăm lumea să ne schimbe cu lucrurile bune, dar când e vorba de lucrurile rele, e bine să mai spunem, ia, stop. Și am promis că voi face acest grup într-un fel foarte sincer cu voi. Deci nu o să vă vorbesc de pe pereți. Și pentru că am pepenii ăștia pe care i-am luat impulsiv, pentru că mi-era răcoare, sete și acolo era răcoare și pepenii sunt proaspeți și micuți, ușor de cărat. Și întâi l-am luat pe ăsta mic, după aceea mi-am făcut cu ochiul ăsta mare, că n-am mâncat niciodată, din ăsta am mai mâncat și după aceea am zis, băi, ăsta e super bun și dulce și aromat și e vară, când să mănânci fructe, când să mănânci pepene, dacă nu în iulie-august. Și mi-am adus aminte de o pățanie. Hai să vă arăt în timp ce vă povestesc eu de pățania mea. Știți, v-am spus de mai multe ori că fructele îngrașă, pentru că au multă fructoză. Și este o realitate. Ia auziți cum pupnește. Wow. Și e și rece din frigider, că ieri n-am mai mâncat nimic. Și chestia asta, dacă mi-aduc aminte, pur și simplu se face așa. Sau se face așa, nici nu mai știu. Cred că prima felie trebuie lăsată pe loc. Se merge cu a doua. Chiar cu a treia. Ia să vedem. Să vedeți cât de ușor este.
să văd dacă iese. Iese, domnule. Da? Deci am felii gata de mâncat, știți? Și asta la coș, salutare și noroc. Nu la coș, la compost. Bun. Haideți să vă spun acum despre mitul cu fructele și că... Na, eram undeva, cred că aveam vreo 30 și ceva de ani și m-am dus, țin minte, la Techerghiol cu mama. Mama se pensionase, deci era cam de vârsta mea. Eu aveam copilul mic după mine, eram mai voinicuță, mult mai slabă decât sunt acum, dar mie mi se părea că sunt grasă. Și citise nu știu unde că o cură de fructe e perfectă. Era încă chestia aia cu un fruct pe un aliment pe zi și slăbești. Și de la mine experiență, fetelor. Timp de 2 săptămâni, apropo, că am citit pe nu știu ce site, că pepenele galben, că pepenele zamos, că pepenele nu îngrașă, că pepenele e mai mult apă. Bun, ok, deci poți să mănânci cât vrei, că nu te îngrașă. Pe principiul ăsta, timp de 2 săptămâni, cât am stat acolo la Techerghiol, în stațiune, aproape nu m-am certat cu mama, că eu nu mergeam la cantină. Ne dându-mi și pentru copil bon de masă, trimiteam bunica cu nepotul la masă să mănânce două feluri, iar eu îmi cumpăram zilnic un zamos, pentru că era producții locale, erau tot timpul proaspeți, aromați, dulci. Și mâncam dimineața la prânz și seara pepene, timp de 2 săptămâni. Să-mi credeți că mi-a fost foame, pentru că îmi place pepenele, mai ales pepenele zamos, pepenele ăsta galben, e nebunie. Și eram ferm convinsă că nu mă îngrașă și mâncam cât voia sufletul meu. E, vin acasă, mă urc pe cântar, am pus 4 kg ca popa. Cred că a fost una din dezamăgirile mele cele mai mari din viață. Pentru că toată informația era, da, mănânci un singur lucru pe zi, nu te îngrași, eu am mâncat un singur lucru 2 săptămâni, adică trebuia să ajung băț, nu? Pe principiul ăsta. Deci principiul ăsta s-a spulberat. Și doi, fructele nu îngrașă. Cum nu îngrașă dacă eu am pus 4 kg? Deci 4 kg, cât pepene poți să mănânce și un om într-o zi? Că să nu vă imaginați că mâncam 10 pepeni. Luam un pepene din ăla mai mare și din ăla mâncau toți. Na. Deci eu nu mâncam mai mult de un pepene pe zi, dar nu ajungeam la un pepene. Și, bine, experiența a dat rateu total. Da, de atunci am început să mă mai orientez când a fost vorba de fructe. Sigur că toată lumea, nu că m-am ferit de ele, am mâncat fructe, dar de ce să nu spun? Au fost mese de fructe, uneori zile de fructe, mai mere, mai... Am evitat întotdeauna fructele alea hipercalorice, perele, prunele, strugurii, bananele. Dar am mai mâncat fructe. Acum am citit un articol în care v-am spus... Recomandarea OMS, nu un articol, recomandarea OMS e de 5 mese de fructe sau legume, 5 mese, 5 porții pe zi. Dar la adulți trecuți de o anumită vârstă, acel fruct poate să lipsească din anumite zile fără nicio problemă. Deci nu vă faceți nici o mustrare de conștiință că a trecut o zi și n-ați mâncat un fruct, dacă ați mâncat suficiente legume în ziua aia. E o mențiune de luat în seamă, da? Dacă ați mâncat legume. Pentru că fructele, da, au fructoză. Fructoza merge, revin. Știu că este un subiect pe care l-am mai discutat, dar poate nu toate doamnele l-au văzut. Fructoza se recomandă diabeticilor,
Tocmai pentru că au un metabolism diferit de al glucozei, fructoza, dacă intră în sânge și intră în sânge, este absorbită în sânge, ea nu poate fi folosită de nicio celulă. Acest zahăr are o structură mai deosebită și e făcută așa mai deosebită ca să se depoziteze pentru iarnă, când nu avem suficiente zaharuri în alimentație, și atunci trebuie să ajungă în ficat, ficatul o tot desface și o face și o desface și o face și o face grăsime. Da? Deci fructele au fructoză, iar fructoza de cele mai multe ori nu se transformă în glucoză și nu este direct folosită de celule, ea este transformată în ficat, în grăsime și pusă acolo. Și iarăși vă spuneam, corpul nostru atâta ține la depozitele de grăsime, cum nu vă puteți imagina. Ai pus 1 gram, așa cu amândouă mâinile, corpul nostru ține de gramul ăsta să nu-l desfacă. Mai degrabă îți dă din mușchi, din creier, din orice altă celulă decât să-ți dea din grăsimea lui. Pentru că de grăsimea aia depinde supraviețuirea la iarnă. Corpul meu nu știe că la iarnă o să găsesc și pepeni și mere și pere și orice. Corpul meu habar nu are că în exteriorul lui lumea a evoluat și există supermarket de unde poți să-ți iei oricând, la orice oră, orice vrea sufletul tău, știți? Și atunci el, pepenele ăsta, se va depune în grăsime. Nu știu, dar am zis, băi, e vară, nu? Mă hidratez, e foarte caldă, 40 de grade. Azi este sâmbătă la mine. O să urc clipul ăsta, cine știe când. Dar e sâmbătă aia când România fierbe. Norocul meu că, uite, astăzi stau acasă, îmi pun aerul condiționat și o să deretic prin casă, o să fac ceva mișcare prin casă, casnică, nici să nu mă vadă soarele. Și cu toate astea, nu mi-am pus machiaj pe ochi, pentru că sigur o să transpir și n-are haz. Mi-am pus doar puțin rușcă. Cum să apară în fața voastră așa nemachiată? Și obligatoriu, dar obligatoriu, crema de față cu protecție solară. Pentru că soarele ne intră pe fereastră. O să ies pe balcon, să mai scutur una, să mai dau cu o mătură, soarele mă va afecta, da? Mai mult, mai puțin decât dacă aș sta la plajă, dar și în casă, să știți că intră razele solare, da? Unele raze nu intră prin geam, unele străbat și geamul, intră și geamul și ne îmbătrânește tenul, da? Și atunci, pui, chiar dacă stai în casă, și vă rog să vă puneți cremă cu factor de protecție solară minim, minim acolo. Dar nu înseamnă că dacă stați în casă, da, nu vă vede nimeni și ce mai contează, nu? Hai, nu lăsăm garda jos, doamnelor. Și dacă vreți să vă spun despre pățăniile mele și despre oamenii ordinari pe care îi întâlnesc la tot pasul, treci, treci. Vă și spun, vă mai spun, că mi-am propus să șterg zilnic 3-400 din prietenii de pe Facebook, vreau să rămân cu pagina mea cu 20 de membri de familie. În rest, cine dorește și vrea să stăm la taifas, uite, ăsta este un grup foarte fain și pe ăsta vreau să merg, pentru că ceilalți sunt majoritatea gură cască și cred că nici nu vor să învețe din ce spun eu. E așa o chestie de divertisment. Ori eu nu vreau să fiu clownul nimănui, știți. V-am pupat. O zi bună, răcoroasă. Faceți, doamnelor, ce vă, din când în când ce vă place. Și o să fie bine.